A fost mare scandal în trafic în fața unui renumit hotel din București. Un șofer care aștepta la semafor a fost atacat de doi bărbați care i-au spart geamul mașinii cu pumnii. Vedem imagini. Până acum nu a fost depusă nicio plângere la poliție și nici nu a sunat nimeni la 112. Imaginile au fost publicate pe Facebook și nu se știe de la ce anume a început scandalul.